singur prima apariție în formulă completă, de când Cani, controversatul și excentricul concurent de la Șefie la Cuțit, a devenit tătic pentru prima oară. Yay! Prima, să vă trăiască, dragii mei! Eva, vă pupăm, dragilor, și felicitări, Cani! Bună, mulțumim! Mulțumim frumos! Opa, uite pe micuța Eva, vai, ce frumoase! Are o luniță, nu? O lună? O lună? Da, o lună și 10 zile, cred. Să vă trăiască, Doamne ajută, să fiți fericiți. O văd pe Maria foarte frumoasă și a revenit foarte repede după naștere. N-ai luat multe kilograme, Maria, din câte văd? Nu, cred că am vreo 5 acum în plus. Ai vreo 5 în plus. Minunat, da. Să tot naști așa, înseamnă că ai un metabolism bun. Cani, cum ești tu? Cum este această experiență? Cum s-a schimbat viața ta în ultima lună de zile? Băi, e ceva, nu știu, nu prea ai cu ce să compari. Adică dacă nu treci prin treaba asta, nu poți să zici, băi, da, am avut un cățel sau am un cățel și am grijă de el. Nu e, sunt niște sentimente cumva la superlativ, îți vine să o muși de nas, să o mănânci, să, nu știu, este super, super nice. Ai o fetiță foarte cu minte, observ. Cred că o să fie pe micul ecran în viitor, pentru că văd că e foarte liniștită în fața camerei de luat vederi până la urmă. Și da, se simte bine în fața camerei de luat vederi, dar dacă o pun jos, crede-mă că știe tot cartierul. Acum ce vrei, Cani, e la tati în brațe, se simte și a protejată, liniștită. Apropo, dragii mei, care sunt cele mai frumoase momente de când o aveți pe micuța Eva și cele mai grele momente? Hai să începem cu alea grele, da. Sau când plânge și nu știi ce să-i faci. Adică chiar nu mai știi cum să liniștești sau nu știi de ce plânge sau chestii de genul. Și cele mai frumoase este când acum a început să interacționeze cu noi și să zâmbească. Adică, da, sunt primele zile. Cred că a început să ne vadă așa și mai face cât un gângurit din ăsta. Uite, vreau să te întreb, Cani, e greu cu copilașul atunci când trebuie să-i faci băiță? Sau când trebuie să-i dai de mâncare, sau nu știu. Băi, eu sunt mână de ajutor, adică dau la mână, știi? Deci Maria dau e liderul. Da, clar. Oricum îi dăm doar sâmb și la asta nu mă bag, n-am ce să fac. Asta este biberon deloc, doar sâmb. Da. Bine, nici nu prea îl ia, adică zeta biberon, deci cu astea două. Nu. E doar pe natural. Da. Deci asta cu băița e așa, mai e între și între. Uite, un moment greu ai spus că este trezitul noaptea. Vă trezește des? Din câte în câte ore o alăptezi noaptea? Pare că am obosit că... așa, Cani. Da. Că am pierdut. Nu, cred că... Bine, ea, de exemplu, aseară a dormit la 11 și s-a trezit la 5 dimineața sau la 4. Decent, general, decent. Foarte bine. Este foarte bine, exact. Adică eu dorm. Eu sunt chiar ok, chiar pe nenau, sunt perfect. Nici copiii mai mari nu dorm 6 ore continuu. Da. Nou născuții, unii dintre ei se trezesc din ora. Din două ore. Bine, am fost la început așa, dar... Noaptea nu chiar am avut pe zi, mănâncă destul de mult, dar noaptea am avut noroc de la început, s-a trezit pe la 1 și pe la 4. Acum văd că ora 1 mai și sare din schemă, adică... Chiar suntem norocoși. La 4-5 dimineața așa și chiar e lejer, adică absolut minunat. Dragilor, uite-l pe Cani, uite, imaginea care face cât 1000 de cuvinte. Fata lui tati, e clar. Superb. O scurtă pauză de publicitate, dragilor, și ne reîntoarcem la voi, pentru că vrem să știm dacă deja ați stabilit așa detalii despre botez. Pentru că numai mâine, nu poi mine, și va urma și acest moment minunat, dar ne dați mai multe detalii după pauză. Ei, suntem alături de Cani, de Maria și de Eva, frumoasa noastră familie din această după-amiază. Frumoasă și la noi. În continuare trebuie să remarc și să vă felicit, aveți o fetiță foarte cu minte și foarte lipicioasă, pentru că în brațele tatălui, uite cât de frumoasă, cât de frumoasă și cât de ascultătoare este. Și vorbeam noi înainte de a intra în pauză de momentele mai puțin fericite, așa, pe care le... Deși nu există momente mai puțin fericite, totul e o bucurie. Dar există așa mici momentele în care te mai stresezi, și anume lipsa somnului, vorbeam de băiță care te stresează la un moment dat până încep să prinzi rostul băiței. Uite, vreau să te întreb, Cani, te descurci cu scutecerele? Ai învățat? Eu până la vreun an jumate, doi, nu învățasem să schimb scutecul. După zâmbet, pare că... Și tu ai aceeași problemă, nu?
Da, să știi că... Opa! Gata, A confirmat că nu ești ce trebuie. Nu m-am băgat nici la scutece, dar timp ăla nou în mână, știi? Și îl pun sub ea când ridică Maria, când ridică pe Eva. Nu am schimbat singur nici scutece. Dar tot mână de ajutor. Eu la orice sunt, Maria este asistent. Eroina noastră, ea se descurcă cu toate și se ocupă de toate. Eu cu tunsul la frizerie și când vin acasă... Tu trebuie să aduci banul în casă până la urmă, nu? Exact. Să nu uiți. Da. Uite, Maria confirmă. Cum s-au schimbat prioritățile totuși, Cani, în această perioadă? Cum ți s-a schimbat viața din acest punct de vedere? Ești mult mai atent acum, responsabilitatea e mult mai mare. Băi, da, îți dai seama. Adică nu facem o dramă din asta. Vai, copilul trebuie să, nu știu, le vindem un rinic sau un picat. Dar, da, când știu că, nu știu, a mers mai prost o lună la pizzerie sau ceva nu a mers cum am putut eu din punct de vedere financiar, îți dai seama că nu mă mai gândesc că, bă, da, ok, luna asta mi-a mers mai prost și ce mai contează? Mă gândesc că ar trebui oricând să am niște bani deoparte, în caz să-mi referești tot ce se întâmplă, nu mai sunt doar eu la mijloc, adică, nu. Apropo, la plimbărică ieșiți? Cine este? Ieșiți pe rând? Ieșiți împreună? Așa în fiecare zi, tatăl meu este acasă, cât ieșim noi, pentru că ieșim când este cald, pe la miază, așa. În fiecare zi, câte două ore, la fel, doarme foarte bine, este superb. Dar, Maria, sunt și momente în care poate ești singurică acasă cu cea mică și te panichezi? Sunt lucruri pe care poate nu știi să le faci, îl sunt pe Cani? Nu m-am panicat niciodată, pentru că nu este vreun copil. Ce să fac? Zim cum să fac? Panic, nu este vreun copil problemă sau ceva, nu știu, să se nece sau... Văd că e un copilaș și foarte cumință. Nu au existat faze de genul. Ai parte, Maria, de ajutorul cuiva, nu știu, mama, părinții voștri sau părinții cuiva care vă mai dau în prima săptămână a fost mama mea și după aia a venit mama soacră. Minunat! Într-adevăr, în prima săptămână chiar ai nevoie să fie cineva cu tine, care a mai crescut copii. Da. Cum e cu mama soacră sau cu mama chiar? Pentru că de multe ori am auzit că își bagă nasul așa și vor ele să îți dea ele sfaturi. Lasă mamă, fă așa că e mai bine așa, cum îți zic eu. Nu se bagă, pentru că știu că noi avem un alt mod de a educa un copil sau ceva, în afară de înfofolit. Că noi vrem să ne călim fetița și bunicile tind să înfofolească un copil, să-l... Ia, uite să vă pun o întrebare interesantă. Știți care este temperatura optimă pentru somnul unui bebeluș? În cameră? Pam, pam. 22 de grade. Bravo! Uite, Cani, nu știai asta? Cani, să ții minte. Nu, dar mă bazez pe Maria. Minunat, da, trebuie să fie un pic mai răcoare în cameră. Da, să știi că am schimbat și eu un scutecel finuțului meu și l-am pus invers. Și l-ai pus invers, normal, așa se întâmplă, de cele mai multe ori. Eu și după un an îl puneam, un an jumate îl puneam uite, invers. Uite, și Cani, cine mai e ca mine și să ridice mâna? Invers? Eu am spus că trebuie un manual de utilizare la Pampers să spună față, spate. Că nu știi neam cum să-l pui, îl pui întotdeauna vine invers. Pare la fel de corect în ambele părți. Pare la fel de corect, dar nu este. Dragii noștri, noi vă mulțumim foarte mult că ați intrat în legătură cu noi astăzi, deși e o perioadă așa, de tatonare pentru voi și de acomodare cu micuța Eva. Vă dorim succes în meseria asta de părinți, pentru că e o meserie foarte grea și foarte delicată. Și mai avem o întrebare pe final. Sunt curios, cu cine seamănă micuța Eva? Cu tati sau cu mami? Eu zic că cu maică-sa. Cu cine? Cu maică-sa. Cu maică-sa. Maică-sa ce zice? Scuză-mă, Maria, ce zici? Da, seamănă cu mine. Bine, acum mi se pare că începe să se schimbe. Exact. De ce să treacă timp, o să zice, ba cu mine. Ba nu, ba cu mine. A, iar seamănă cu tine. Albaștri, asta este ciudat. E clar. Noi n-are ochi albaștri. E posibil să semene cu cineva din familiile voastre, cu mama, cu... Nu? Cu tații sau cine cu știe? Bunicul meu avea ochi albaștri. Ideea e să nu intrați în panică. E al vostru. Nu contează. Ok, albaștri sau nu. Al Maria e sigur. Botezul l-ați stabilit așa rapid ca ultima întrebare? Bine, în iunie, teoretic, dar cu pandemia nu se știe. Deci, da. Da, noi voiam cumva în iunie ca să fie cald, să ne distrăm și noi, să ne simțim bine cu toții, să mai dăm ceva numai din asta, dar nu se știe, deocamdată nimic se pare. Da, dragii noștri, vă spunem încă o dată la revedere, vă pupăm, mulțumim și succes mult în meseria asta de părinte, pentru că e al naibii de delicată.
Mulțumim, da, mulțumim, da, frumoasă. Aveți grijă de voi. Mă pupăm, dragilor, și toate cele bune. La revedere, dragi.